Două mașini au fost implicate astăzi într-un accident de circulație. Impactul s-a produs la ora prânzului în zona Abator din municipiu, când un șofer ploieștean nu a acordat prioritate unui alt conducător auto din București. Un conducător auto de 60 de ani din municipiul Ploiești, în timp ce conducea autoturismul din direcția spital către Steaua Dunării, la intersecția cu strada 1 decembrie, nu a respectat semnificația indicatorului stop instalat pe direcția de mers. Nu a acordat prioritate de trecere unui alt conducător auto care se deplasa regulamentar din direcția Piață către Mama Giurgiu. În urma accidentului, două tinere au fost rănite ușor. Cele două pasagere, în vârstă de 18 și 35 de ani, au fost preluate de un echipaj al ambulanței și transportate la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru a li se acorda îngrijiri medicale. Nu, în calitate de pasageri în autoturism, fetele, nu? Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul Dragger și nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.